Dar nu m-am gândit, care nu... Care recunoaște că ai spus așa? Nici mai vine în țara asta aici, pe bune, deci nici să fii sănătos, gata. Nu pot să cred, adică mă... Sunt Arcașcă și bine ați venit la un nou vlog astăzi, dragilor, o să-i facem o nouă farsă iubitei mele. În momentul de față este la baie, face baie și am să fac repede intro-ul ăsta până nu termină, pentru că m-am gândit să o strig după numele fostei mele iubite. O să fie destul de ciudat pentru că vă dați seama că nu o să suporte treaba asta și când o să audă probabil numele ei o să o ia puțin razna, dar sper să nu se supere foarte tare, sper să ia asta ca atare și să zică, bă, na, cine știe, s-a făcut dor sau ceva, nu știu, și să treacă cu vederea. Nu se știe, abia aștept să văd ce reacție are. N-am mai spus niciodată lucrul ăsta și n-am mai pus-o în situația asta niciodată. Sper că de data asta să fie prima dată o reacție destul de ok și să nu o supăr foarte, foarte, foarte tare, dar urați-mi baftă acolo jos în comentarii și dacă mai vreți să mai facem episoade de genul ăsta, nu uitați să scrieți de asemenea în comentarii. Haideți să începem, dragilor. Eu o să las camera aici, iar după ce termină baia, eu o să o strig să vină să ne uităm la film, pentru că asta urma să facem după ce face baie și vedem ce iese. Înainte de a începe, nu uitați să vă descărcați browserul Brave. Este cel mai rapid browser pe care îl puteți avea și are și o chestie extrem de mișto, blochează toate reclamele de pe internet, așa că aveți toate lucrurile acolo într-un singur browser, iar dacă îl folosiți o lună de zile, dacă intrați odată la o săptămână, două săptămâni, timp de o lună, puteți să ajutați și acest canal să se dezvolte mult mai repede. Aveți linkul în descriere și de asemenea aveți un link de la huse personalizate unde puteți să vă puneți fața voastră sau fața prietenului vostru sau fața familiei și sunt la foarte mare reducere, așa că dați năvala pe ele și cumpărați-vă husa voastră personalizată. E bine, dragilor, eu mă așez aici la calculator și când vine momentul, începem farsa. Dați-mi baftă, bă! Iubire, ești gata? Ok. Da, hai mai repede, te rog eu frumos. Am terminat baia, acum am până la asta și vin. Hai mă, Bianca, odată! Haide, un... Hai odată să ne uităm la film. Cum ai zis? Ți-am zis să vii odată, că nu știu ce tot faci acolo. Pe bune. Nu mască, dar cum mi-ai spus? Ți-am spus să vii odată. Nu, mă, cum mi-ai spus? Ți-am spus iubire. Nu, nu mi-ai spus iubire, cum mi-ai spus? Spune cum mi-ai spus. Ți-am spus iubire, hai odată. Pe bune, așa ți-am spus, nu ți-am spus nici cum. Te mai întreb odată, cum? Mi-ai spus, am auzit foarte bine, că nu sunt surdă. Măi, ți-am spus iubire, hai odată, nu ți-am spus nu nici cum altfel. Nu sunt surdă, mi-ai spus Bianca. Dar nu ți-am... urechile mele. Dar nu... Păi avea urechile astupate, dar am auzit foarte bine. Dar nu ți-am spus Bianca, sau... Măi, am auzit foarte bine, ai spus, nu știu ce, drahat, Bianca, că dar... te-am auzit. Dar n-am vrut să-ți spun Bianca, mi-a ieșit pur și simplu. Dar n-am vrut să-ți spun... Pe bune, chiar n-are nicio legătură, deci nu te gândi. Deci o să mă enervez foarte tare. Dar nu m-am gândit, nu... Care recunoaște că ai spus așa? Te rog, recunoaște că te-am auzit. De ce mă minți în față, Radu? Te-am auzit cu urechile mele. Ai spus Bianca, nu știu ce, rahat și Bianca. Bine, am spus. Am spus, dar nu m-am gândit. Bianca o cheamă pe fosta ta prietenă, corect? Dar nu m-am gândit la ea, nu mi-a fost dor sau ceva, mă jur, deci mă jur, nu a fost intenționat. Păi și de ce ai spus asta? Mă uitam pe net, frate, și am văzut un articol, Bianca, nu știu ce. Crezi? Atunci de ce nu i-ai recunoscut din prima? Te rog, iubire, deci te rog. Dar de ce n-ai recunoscut din prima atunci? Dar pentru că știam că așa o cheamă pe fosta și n-am vrut să te supăr. Iubire, te rog, îmi pare rău, dar n-a fost intenționat. Crede-mă că n-a fost intenționat. Te rog să mă ierți, hai să ne uităm la film, să nu stricăm seara asta. Deci chiar pe bune, că nu mai știu ce să mai zic despre tine. Te rog, dar nu vreau să stricăm seara asta, era atât de frumos, pe bune. Băi, dar cine a stricat-o? Tu ai început să urli, hai odată, hai odată, ți-a spus omule, vin. Apoi, Bianca? Ce să vezi, că nu măi, sunt deci, Bianca? Dar ce să vezi, nu sunt Bianca? Oare am văzut... să o sunăm să vină? Merg la o prietenă, nu-i problemă. Dacă te deranjezi.
Am văzut un articol, deci nu mă gândeam la fosta, mă jur că nu mă gândeam la fosta, n-a fost nici măcar cea mai mică legătură cu ea. Deci, recunoaște. Te rog, recunoaște. Dar n-a avut legătură cu ea, crede-mă. Te-am auzit cu urechile mele. N-a avut legătură cu ea. Poate m-am gândit un pic la ea, dar nu are legătură. Nu pot să cred că ești mincinos. M-am gândit un pic la ea, dar nu are legătură. La fosta, dar nu are legătură. Deci fii atent cum faci tu. Prima dată spui nu, negație totală, da? Prima dată nu se poate și nu se poate. După aia, nu că am văzut ceva pe internet și după aia am zis așa, că mi-era în memorie. După aia, ei, m-am gândit un pic la ea. Gata, pune. Deci, ți-am recunoscut, m-am gândit la ea. Și m-ai strigat și am umis. Da, te-am strigat. Asta e, îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Ei, atunci să fii sănătos, gata. Nu, te rog, iubire, te rog. Să fii sănătos. Dar te rog, nu te supăra. Nu mă supăr, că ce? Ce să nu mă supăr? Te rog frumos, nu te supăra. Dar ce să fac? Dar îmi pare rău, hai să trecem peste faza asta. Lasă-mă în pace, mă duc să-mi dau masca jos și eu îmi dorm. Tu nici mai vine în seara asta aici, pe bune, deci nici nu mai vine. Dar te rog, iartă-mă! Nu mai avem ce discuta și te rog, nu mai urla, că mă deranjează și ne-au vecini. Gata! Bă, nu ești bine deloc, bă. Iubire, te rog, vino înapoi, haide, te rog, vino să discutăm. Iubire! Haide, vino încoace, vino să discutăm. Puiule, a fost o farsă. Iubire, unde e? Te rog, a fost o farsă. Ce farsă? Tu totdeauna când faci ceva... Dar uite camera! Zici, uite că eu filmez. Deci te rog să nu-mi spui că m-ai lăsat să apară așa pe cameră. Deci... Mai du-te de aici, te rog, noastră, acum ne certăm și mai grav. Deci te rog, vino... Mă rog, deci... Tu jură că camera aia nu i-a prins în momentul ăsta. I-a prins, a fost o deci, farsă. Nu pot să cred, Radu, că m-ai filmat așa. Tu ești nebun la ești foarte frumoasă, iubire, te rog. Doamne, ferește, să nu... Doar, mamă, să ne certăm și mai repede. Ești pe bune, dar deci, ești foarte frumoasă. Dar dacă veneam dezbrăcată de la baie, de exemplu. Măi, dar n-aveai, dacă veneai dezbrăcată, te bluram tot oricum. Ăsta nu... Blurai tot, wow, ce super, mă simțeam mult mai bine, să știi. Îmi pare rău, scumpo, te rog, iată. Iar te apuci de false? Deci clipul ăsta nu-l postez. Te rog, din tu pe clipul ăsta nu-l postez. Bine, nu-l postez, gata. Te rog frumos, dar uite-te puțin. Parcă ieși de la spate, deci te rog eu mult. Nu-l postez, că ne certăm și mai mult. Gata, nu-l postez. A fost o farsă, vreau să vedem filmarea din început, în care spui că a fost o farsă. Gata, ți-arăt. Ți-arăt cum a fost o farsă. Stai așa să ți-arăt. N-ai văzut că a fost o farsă? Dar te rog, hai, nu mai filma. Nu, haide, te rog eu, lasă-mă să-l postez. Cum mai? Doamne iartă-mă, tu mă vezi cum arăt pe bune acum. A fost o farsă, iubire, pe bune. Îmi pare dar rău, sincer. Ce începi iar cu farsele? Dar păi tu mi-ai făcut ultima dată. Deci de acum nu o să mă mai supăr pentru farse. Pentru că mi-am dat seama că tu ori mă supăr, ori nu... E tot una, că tu tot continui să le faci. Dar nu-ți zic nimic. Nu pot să cred. Dar nu-ți zic nimic, atât îți spun, nu mă mai supăr. Atât îți spun că nu mă mai supăr, schimb foaia. Băi, dar nu vreau să pornesc un război din asta, adică vreau să... Dar nu am zis nimic de așa ceva. Deci te rog, nu-mi dai idei. Bă, băieți, salvați-mă, rog, veniți cu... Te rog frumos, deci te rog frumos. Gata, măi, hai că nici nu apari. Gata, deci îmi pare rău că... Oribil. Dar ești foarte frumoasă, crede-mă. Nu o să sperie nimeni. Lăsați în secțiunea de comentarii dacă v-ați speriat vreo unul de machiaj. Și apoi să și văd comentarii în care toată lumea, când a apărut Adriana, m-a speriat. Deci nu mai văd. Nu s-a speriat nimeni. Sunt sigur de asta. Băieții sunt acolo, fetele sunt acolo. Deci e ok. E o mască, frate. Adică și eu mi-aș face o mască. E o mască, dar eu am părul în asta. În fine. Dragilor, dacă v-a plăcut acest episod, haideți să strângem 24.000 de like-uri. De ce 24.000 de like-uri? Pentru că în dată face și iubita mea 24 de ani, eu am 24 de ani și 24 pare un număr norocos. 24.000 de like-uri, dragilor, la videoclipul ăsta, pentru că ați văzut și voi, nu e confortabil deloc să auzi numele fostei iubite spus, mai ales când urmează să vedem un film și abia ești ieșit de la duș și urmează, deci, o seară romantică, nu vrei să auzi
numele fostei sau fostului, dar ce să zic, mai avut o reacție destul de prietenoasă. Mă așteptam să mă iei la bătaie sau să-mi arunci cu canapeaua în cap după... Și nu te vezi. Să lase în secțiunea de comentarii. Așa? Ce cred ei? Așa? Că, sau nu, la ce cred ei că m-am referit eu atunci când am zis că o să schimb foaia. Deci chiar sunt curioasă. Vreau să lase și în secțiunea de comentarii. Așa? Și la mine pe Instagram. Ok, ați auzit-o, așa faceți. Ce credeți? La ce credeți că s-a referit atunci când a zis că nu se mai supere, ci o să schimbe foaia? Chiar sunt curios ce spuneți voi, pentru că eu deja mă gândesc la ceva, dar sper să nu fie acel ceva, pentru că o să avem de suferit. Dar să sperăm că nu e acel lucru. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Eu am fost Radu Chirilă și noi ne-am dus. Ne revedem foarte, foarte curând. Vă pupa, ciao!